Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod. După mult, mult, mult timp, am revenit și eu cu un videoclip pe YouTube, cu iepuri. Îmi pare rău că l-am lipsit atât de mult timp pe YouTube, n-am mai postat de mult. Cu urecheații nu am făcut schimbări, dar aici acum, unde sunt cuștile, am mai făcut. Aici nu mai am aproape deloc fân. Acolo am pus scânduri. Acolo știți. Hai să vă arăt urecheații. Aici e proaica care am cumpărat-o. Mai de mult acum. Uitați-vă. Vă mulțumesc că v-ați abonat la canal. Am văzut că suntem 17 abonați. Vă mulțumesc celor care v-ați abonat. Aici e mai întuneric un pic, că am pus prelat acolo să nu bată vântul. După cum vedeți, aici mai vaca, am mutat-o. Așa. Aici nu mai deschid femela de uriaș. Sau stați un pic. Ok, uitați-vă. Mai crescut un pic. M-am îmblânzit. Cred că știți că am mutat-o... Da, știți că am mutat-o aici jos. Am făcut cușca asta de jos. Am pus aici scânduri. Să nu bată vântul, să nu te frigul. Aici are aștenut. Male, frumos. Acolo e mai întuneric, dar se vede. S-a închisă vară și ceilalți. Cele două femeluțe au mai crescut. Aștept vara să vină să le dau și pe ele două la muntă. Acum e locul cam strâmt, dar n-am alt compartiment să le bag. Nu e chiar așa frig, cam 3 grade, noaptea maxim minus 1 grad. Nu e chiar așa frig acum. Aici e femela, să vă spun ceva poveste la ea. Din păcate nu am făcut videoclip, dar femela, știți că am spus într-un videoclip că o prins la montă. Bun, femela o fătat și au fost foarte frumoși pui, au avut 6 pui și au fost foarte frig afară și o trăit două zile, cam așa, cred că două zile. După aia, dimineața, când am venit să le dau de mâncare, i-am găsit morți. Împrăștiați pe aici, pe cuib. Erau morți și erau reci, au înghețat săracii, din păcate. Nu am făcut nici videoclip cu ei, că am zis că amând după o zi pe alta, fiindcă să crească, acum să fie mai frumoși, să vi arăt atunci. Dar, din păcate, au murit. Să vă arăt și iepuroiul. Uitați și iepuroiul, a mai crescut și el, s-a mai dezvoltat, s-a mai îngreșat. Abia aștept până la vară să le dau din nou iepuroacele la iepuroi. Am făcut acest videoclip să vă anunț că o să a revenit pe YouTube. O să continui postările, dar nu așa des, fiindcă e iarnă, e frig și nu prea am nici chef să filmez pentru că mi-e frig și nici nu am ce să vă arăt. Mai încerc încă o dată scuze că am lipsit atât de YouTube. Mulțumesc abonaților care s-au abonat la canal. Și e cam scurt acest videoclip, dar o să închid aici, fiindcă mi-e descărcată și bateria la cameră. Deci, să aveți baftă la urecheați. Și până data viitoare, v-am salutat. Pa, pa!